Sonechko, așa îmi spunea tata când eram mică, soarele meu, simbol al speranței. Eva, stai! Vezi totul, nu-i așa? Să știi că vede, cel puțin mi-așa place să vede. De ce m-a să stai aici? M-am gândit că ne putem ajuta reciproc. Să ne ajutăm reciproc. Cine-și va mai aminti de noi? Cui va mai păsa? Nu poți să-i ajut să ne șteargă din istorie, Eva. Te-ai apucat să te hrănești cărți veche acum? Îmi pare rău. De ce făceai mai mult să fie mai mult? Nu-i nimic. Cred că mai plăcut ce mă ocupam. Te pricepe atât de bine, nu cred că precizam de tine. Vreau să mă duc la literatura engleză. Este ceva scușoană. Ceva a făcut să este cimitim. Că poate cunoșteți. Nu știam mai mult cum vrei pe lista ta mai frumos. Vreau să simt ceva. Acum înțeleg că speranța e un lucru periculos. Te poate distruge, îți poate lua tot ceea ce credeai că ești. De la Paris. Detectez un accent, madame? Mama mea e rusoaică. Rusoaică? Ai acât de la lumea prea poți te văd? Ce? Nu te crezi de nimic, dar poți vezi? Eva, stai! Arclava! Mai văzut în serie seara trecută, nu-i așa? Portul uniforma Germaniei. Portul uniforma Germaniei, dar vreau să cred că lupt pentru libertate, nu pentru Germania. Jean. Unde e? S-a dus după ajutor? Eva, eu m-am omorât. Am avut încredere în cine nu trebuia. Ne-a trădat pe toți. Jean, ce s-a făcut încredere? Joseph, ce ai făcut mamei mele? Ce este soarele, dacă nu totul stea galben? Noul pavis nu are loc pe TV ca tine, dar pentru mine sigur o să aibă. Ești un monstru! 3, 2, 1... Cartea va fi un mod de a-ți înregistra identitatea și de a ține evidența celor pe care îi salvăm. Trebuie să pleci, Eva! M-ai salvat! Cel puțin am făcut un lucru bun, de care mă urtea să-l țin mult. Să ai o viață frumoasă. Mai cumva unde e Eva? Nu, stai, ai făcut din buzecea. Nu, nu s-a venit cu picioare.